Săptămâna trecută, la Câmpul Lung, în baza sportivă a clubului Ceramus, s-a desfășurat tabăra internațională de karate la care au participat sportivi de top. Au fost aproximativ 60 de tineri karatiști, fete și băieți, într-o tabără coordonată de sensei Marius Chiabei. Din fericire pentru noi și pentru Federația Română de Karate, am putut organiza un eveniment, spun eu, destul de important, foarte important pentru noi. Am reușit să o aducem pe Angelica Teriuga, împreună cu antrenorul dânsei Vova Zareschi, împreună cu Nuno Moreira. Angelica fiind vicecampionă olimpică, multiplă medalată europeană, mondială și cred că de vreo 5-6 ani în clasamentul mondial pe locul 1. Am reușit să venim în Câmpul Lung. Nu este prima dată când venim aici, venim cu drag de fiecare dată, de mulți ani. Și am reușit să facem un camp internațional unde avem invitații din Bulgaria, Portugalia, foarte multe cluburi sportive din Federația Română de Karate, cum ar fi Steaua, Rapid, Dinamo și multe alte cluburi. Da, e premergătoare această reuniune unei competiții? Sigur, pe timpul verii perioada competițională este oprită, sistată, neavând foarte multe concursuri, adică spre deloc. Încercăm să acumulăm cât mai multă, ca să zic eu așa, energie pentru competiția, pentru, ca să zic așa, calendarul competițional care va urma. Da, Câmpul Lungul e undeva în centrul țării, e o locație bună pentru cei care vin din toate colțurile țării. Cum s-a ajuns la Câmpul Lung și de ce Câmpul Lung? Am venit acum, cred că vreo 10 ani aici la dumneavoastră în Câmpul Lung, am simțit un vibe foarte bun, e un oraș care pe mine pe personal mă umple de energie și tot timpul când vin aici la dumneavoastră, chiar dacă de fiecare dată fac și am vizitez aceleași locuri, când vizitez mausoleum și toate celelalte lucruri istorice de aici, de la dumneavoastră, pe unul personal mă încarcă și mi încarcă bateriile și de fiecare dată este locația preferată a noastră și tot timpul venim cu drag aici. Da, invitații au fost și impresionați de zonă? Categorii, sigur. Au fost plimbați, au fost duși în toate locurile istorice și le-am arătat, ca să zic așa, toate peisajele și sunt încântați. Cu siguranță că vor mai urma vizite. Categoric. În fiecare an noi venim cam de două ori pe an, undeva în timpul iernii și undeva în timpul verii, în aceeași formulă. Doi dintre invitații speciale ai acestuia au fost Nuno Moreira, un renumit antrenor portughez, și ucraineanca Angelica Terliuga, vicecampioană olimpică. Thank you very much for being here. For us it's a pleasure to have this opportunity to come to this camp. And of course, what we are doing here, we bring elite of karate. Se bucură foarte mult pentru prezența aici. Sunt sportivi strânși din toate, din multiple țări, cum ar fi Qatar, Portugalia, Bulgaria, Ucraina, România. Ne pregătim pentru sezonul competițional care va urma și sperăm ca toată munca pe care o depunem aici să ne, ca să zic așa, să ne ajute să intrăm în selecția lotului național de karate. Cam unde se situează sportivii români în comparație cu cei invitați? I understand. The Romanians, they have very good qualities. Sensei Marius is one of the coaches that Romania have and he's doing a very good work. They have a lot of champions and they have După cum a spus și Nuno, sportivii români au o calitate foarte mare, o capacitate de efort foarte mare. Am avut 9 antrenamente, acesta este ultimul. La fiecare antrenament și-au depășit limitele, au muncit foarte mult. Românii, antrenorii români, eu împreună cu toți și ceilalți facem o treabă foarte bună și copiii au calități și au șanse să-și depășească condiția și ajungă cât mai departe. Mi-am dat seama că înțeles, pentru că româna ca și portugheza e o limbă latină, suntem de-ai noștri. Câteva cuvinte despre zonă. We like everything. The nature is the most important because we feel this in the big cities. Venind din orașele aglomerate ale lumii și din metropole foarte mari unde este o foarte mare grăgie, ajungând într-un loc acesta unde domină natura și aerul curat, este o senzație de liniște și de pace. A vizitat tot ce era de vizitat prin Câmpul Lung și pentru el este extraordinar. We are here for doing the summer training camp. At the summer it's the mid-season in karate. So this is a good opportunity to have a training with all these athletes together and improve their sezonul de pauză, urmează sezonul competițional, ne-am strâns cu toții aici împreună cu mai multe sportivi din mai multe cluburi sportive din mai multe țări pentru a ne pregăti, pentru a ne însuși toate elementele de care avem nevoie pentru a începe sezonul nou competițional cu energie și cu forță. Îți aduce aminte când erai și tu de vârsta lor și aveai un model în viață? Of course, in karate I was looking at some athletes on the competition, but they were not that easy like now.
because when I was small, there were complicated situations with internet. Sigur, pe vremea când Angelica concura, nu erau informația și, practic, rețele socializare nu existau și accesul la informație era mult mai mic, nereușind să-și ia decât partea de idol din concursul la care participa și văzându-i fizic acolo. Pentru copii din ziua de azi este mult mai ușor și mai simplu să-și regăsească un idol în cineva, urmărindu-l pe Facebook, pe YouTube, și e mult mai simplu și pentru ei astfel să găsească un canal de comunicare direct cu ei. Câteva cuvinte despre zona asta. So for my first time in Romania, it was a seminar in Bucharest. I guess it was like 4-5 years ago. Nu este la prima venire în România, mai a venit acum câțiva, acum vreo 5-6 ani în București la un seminar și a venit din nou anul acesta, a revenit ținând un seminar din nou în București, mai multe cluburi sportive. Este a treia oară când revine, după cum se vede îi place să revină în România, găsește foarte multe, ca să zic așa, puncte comune cu noi românii, ca și gândire, mentalitate, și speră că cu toată energia adusă de dânsa aici, speră să ajungem cu toții acolo unde ne dorim. După cum bine vedeți, îi place să se deconecteze de orașele mari, de gălăgia din orașele mari, de tot zgomotul adus de către universități, mașini, clădiri și foarte mulți oameni. Este locul potrivit pentru un summer camp, locul potrivit de care poți să vii să muncești, să te regăsești, să te deconectezi de la gălăgia din orașele mari. Și după cum bine vedeți, natura nu este un loc bun doar pentru nunți și botezuri și distracție, este un loc care poți și munci. Și acumula foarte multe cunoștințe sportive. Născută în 1992 în Odessa, în Ucraina, Anzelica Terliuga are în palmares medalia olimpică de argint obținută în 2020 la ediția Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în proba feminină de kumite, 55 de kilograme. Totodată, Anzelica a mai obținut medalia de aur la Jocurile Mondiale din 2022 la Birmingham, precum și multe alte medalii în competițiile europene și mondiale.